rezultatul că la momentul carabinării penitenciarului Shanghai în care se afla Marius Balo mai aveau alimente pe durata unei săptămâni de și s-a trecut la raționalizarea alimentelor și apei în penitenciare. Iată că în acele condiții credem că situația lui Marius Balo la începutul de pandemie nu a fost una foarte ușoară. Credem că pandemia a afectat în mod sever situația lui Marius Balo. În acest moment știm doar un singur lucru, că din comunicările Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe ar reieși că reprezentanțele diplomatice ale României prin consul și ambasadorul nostru în Republica Chineză țin legătura într-o anumită modalitate, nu știm exact care, cu Marius Balo, dar tot din aceste surse ar reieși că starea de sănătate a domnului Marius Balo este una relativ bună și că domnia sa, Marius Balo, s-a împăcat cu dilatarea în timp a adicerii țara a persoanei sale în contextul crizei pandemice. Evident că e o situație pe care n-avea cum să nu o accepte și în contextul acesta Marius Balo se pare că este în condiții de sănătate relativ